Cel puțin 17 autoturisme au fost vandalizate în această noapte în sectorul Râșcani din Chișinău. Au fost sparte geamurile și sustrase bunuri. Făptașii s-au dovedit a fi doi tineri de 19 și 20 de ani care au și fost reținuți de poliție. Câteva mașini au fost vandalizate chiar în curtea acestui bloc de locuințe. După cum puteți vedea, hoții au spart ferestrele autoturismelor, iar peste tot sunt numai cioburi de sticlă. Această femeie este proprietara unuia dintre autoturismele vandalizate. Hoții le-au declarat oamenilor legii că erau în stare de ebrietate și au spart geamurile cu un ciocan. Dimineața m-am uitat pe grupa blocului și acolo era scris, era poze, erau deja lume ieșise, am ieșit și eu și am văzut. Și normal că am avut emoții negative, de la mine n-a dispărut nimic. V-a deteriorat ambele geamuri? Spate, da, geamul din spate și geamul din partea pasagerului. Nu s-a auzit nimic absolut. Am spre dimineață, când băieți trece, au filmat, fotografiat, au dat pe grupă și de-am aflat și au ieșit. Într-asta spunea că a fost ceva, a intrat în mașină, dar nu știe ce a luat dintr-asta. Poliția a reținut doi tineri de 19 și 20 de ani. A fost inițiată o anchetă în care va fi stabilită suma prejudiciilor cauzate proprietarilor.